Salutare, boșilor! Ce mai faceți? Cum vă simțiți? Mi-a plăcut videoul anterior. Sper că da, că mie unul mi-a plăcut foarte mult. Tocmai ce am făcut acum, ce caut tu? Merg să mănânc ceva și apoi am văzut niște indicatoare cu un viewpoint și cred că mă duc acolo. Ar trebui să fie ceva mișto. Hai să vedem. Bine, deocamdată nu știu unde mă aflu, că am luat într-o direcție și am zis, hai să merg în direcția asta. Și acum, practic, sunt ocolit de dealuri în partea aia, dealuri în asta. Teoretic, ar cam trebui să dau de plajă, acum eu știu. Hai să vedem ce plajă avem aici. Bă, au ăștia aici niște prețuri de cocaină, așa că varianta cea mai repede rămâne 7-Eleven. Mă duc acolo, mi-au ceva de mâncare. Curios o chestie, hai să vedem cât costă un Coca-Cola pe Phi-Phi Island. Și în următorul clip vă arăt cât costă, sau în celălalt cât costă în altă... Da, în următorul clip vă arăt cât costă în Bangkok. Hai să vedem cola. Ia uitați, fraților, o doză de cola normală, 24 de bați, ceea ce e destul de scump. O sticlă 26 la jumate, una mare 60. Și una la, cât e, la un litru jumate, cred că, e 44. Da. Sunt prețurile cam duble, sincer să fiu. Să vă pun în următorul video imagini cu cât costă cola din Bangkok. Mă leg acolo prețul. Hai să mai am și ceva de mâncare, că mor de foame. Mamă, ce căldură e, frate, la ora asta, nebunez, nu știu câte ceasuri, că e ora 12. Hai că am dat 61 de bați, mi-am luat un sandwich de ăsta și un strips. Și am dat doar 61 de bați. Oricum am dat mult, normal, în Bangkok ar fi dat undeva 40 de bați, dar egal. Ideea e că n-ar trebui să plătesc absolut nimica care costă în jur de 200-300 de bați, foarte mult, deci aici pe insulă te mănâncă. Hai, vreau să mănânc acum. V-am zis că a scăpat ieftin, nu? A scăpat pe drag ieftin, că am plătit 180 de bani. Că nu mi-a plăcut sandwich-ul ăla, a fost aiurea. Și m-am dus să mănânc aici, am și băut, am și mâncat un desert, 280 de bani, din start. 10% a fost doar service-ul. Bun, așa, nu? Nu știu cât mai am, cred că mai am vreo 500 de bani, toți banii. Trebuie să ajung în Bangkok și să și plec spre... Nu știu, nu cred că o să-mi ajungă banii. Deci probabil trebuie să mai scot. Aia. Bine, o să încerc să plătesc de acum încolo doar cu cardul, cât mai mult ca să scap de plătit cu cash. Să-mi ajungă, că altfel dacă scot de la bancomat, ăștia mă taxează fiecare dată cu 200 de bați. Problema cea mai nașpa, Thailanda. Dar măcar am priveliștea asta, fraților. Ia uitați cum poate să fie aici. Deci nu mă satur să mă uit aici. Păcat că e foarte mult turism, adică îi vedeți pe acolo care trec. Dar așa, ia uitați-vă cum arată. Mamă, deci e un peisaj, frate! Problema e că uite cât de înalt e aici și oamenii trebuie să sară sau să coboară pe scări care sunt scuse aiurea. Ia uite, 2000 de bați, amendă, dar nu știu pentru ce, că nu scrie în engleză.
găsit un loc răcoros și o să stau puțin aici vreo 10 minute și apoi mă duc să mă îmbarc. Vai, capul meu. Nu știu câte grade sunt acum, dar e oribil. Nici de plajă nu e bun. Ale zboșilor, că n-am mai filmat de la Ferigot Inica, că era să pierd autobuzul, m-am grăbit, normal, trebuia să mă duc aia de la feri să mă ducă până aici. Ideea e că aia au stat, s-au uitat sau ce dracu au făcut și de mine cred că ajungeam avea peste oră aici. Am găsit un taxi, mi-a luat 400 de bați, am dat doar 300, aia e normal, cursa mai mult de 150 nu cred că e, dar având în vedere că am fost în grabă, am zis hai că, na, ce dracu să fac. Și am dat-o la 300 de bați și am ajuns aici în vreo 20 de minute și cred că în 5 minute pleacă și autobuz, deci am ajuns destul de bine cu taxiul. Mamă, nu mă vedeți aia așa, mă, așa cum vă spun tot. Da, uitați-mă acolo și bagajul se vede, primul. De fapt e ultimul, dar mă rog. Doamne, nu mai pot. Bine că am apucat rapid să-mi iau și un cola cu căciță. Că ăsta nu oprește câteodată pe drum, mai cel mai nașpa. Ce stres am avut. Hai, să mergem. Asta merge spre Bangkok. A, ideea e că cu o chestie nu mai am bani. Mai am, cred că, 40 de bani, toți banii. Trebuie să văd cum fac în Bangkok, să plătesc peste tot doar cu cardul, dacă se poate, că... Aia e, plus că trebuie să rezerv ceva, că nu mi-au rezervat nimica. Trebuie să caut pe Airbnb ceva. Rapid. Hai, ne vedem în Bangkok. Hai că da, m-am dus și la Bangkok. Am putut la ceva din urmă să-mi iau ceva. Am vrut să plătesc cu cardul și mi-a luat apă, că trebuie să plătesc normal. Minim 300 de bați, adică 10 euro, ca să pot să plătesc cu card. Și de aia când aveam 300 de bați, aveam 120, ceva de atât, nici nu aveam. Și m-am uitat ce am mai avut mărunții și un portofel și am plătit doar cu mărunții și un burger. L-am luat la mâncat și acum stau în două moli ceva, dacă are că nu e deschis sau a editat în bagajele. Și cred că o să fiu nevoit până la urmă de aparat să scot bani. Ideea e că n-aș mai vrea să scot, pentru că îmi iau efectiv o taxă de o comisiune de 200 de bani la fiecare întreagere. Ceea ce e o tâmpenie totală, adică la aproape 7 euro să se ducă așa pe nimica. De ce? Numai în Thailand am înțeles că e tâmpenia asta. Egal. Ideea e că la noapte, pe la ora 2, cam așa, plec să caie cu băr. Și numai că merg cu taxiul sau încerc să merg cu transportul în comun, o anumită parte a drumului, apoi cu taxiul. Ideea e că pe la trebuie să plătesc. În schimb, dacă iau un grab, s-ar putea plăti și car. Problema e alta, că de ce în aplicație nu merg să-i cu cardul, dar vă pune să accept termenii în aceea, că și de că nu știu cum să-i accept, dar trebuie să-i accept cumva, și nu e că nu poate fi spazia acolo, ai foarte prost făcut aplicația. Da. Ideea e că dacă reușesc să fac să accept termenii aia, nu mai scot bani, dacă nu, trebuie neapărat să scot bani și nu trebuie să scot bani, scoate 1000 la 1000 de ceva euro. Dacă scot 500 euro, scot 700 de bani. 700 de bani cu cheltuia euro. Nu știu ce să fac. Hai că mâine o să ajung în altă țară. Ce-am uitat să zic, că mi-am și rezervat și un Airbnb. Problema e că am rezervat de-am cu 2 ore și încă nu am primit răspuns și nu știu ce să fac. Că stau aici ca un prost, degeaba. Ideea e că n-am rezervat pe ăla pentru că pot să fac check-in mai repede, undeva de la ora 9. Ceea ce pentru mine ar fi super ok, n-ar mai trebui să stau încă de 3-4 ore de aici de nebun. Sper să răspund. Hai.